Este doliu în fotbalul mondial, iar Germania deplânge moartea unei legende, marcatorul golului victoriei în finala Cupei Mondiale din 1990, Andreas Brehme. Conform informațiilor, decesul a survenit în urma unui stop cardiac la doar 63 de ani. Andreas Brehme a fost selecționat în 86 de meciuri pentru Germania și a jucat pentru Kaiserslautern, Bayern München și Inter Milano la nivel de club. În decursul carierei sale internaționale de un deceniu, apărătorul a participat la 3 cupe mondiale și a marcat celebrul gol al victoriei în finala turneului din 1990 împotriva Argentinei. Decesul lui Brehme vine la puțin peste o lună de la trecerea în neființă a unei alte figuri emblematice a Germaniei, Franz Beckenbauer. Sport Bild afirmă că Brehme a fost profund afectat de pierderea lui Beckenbauer, care l-a antrenat la echipa națională a Germaniei. Omagii pentru Brehme au sosit din toată lumea fotbalului mondial, iar Bayern a scris pe Twitter: FC Bayern este extrem de întristată de moartea subită a lui Andreas Brehme. Conform Sport Bild, partenera lui Brehme, Suzanne Schäfer, a confirmat decesul lui Brehme printr-o declarație în care se arată: cu profundă tristețe anunț în numele familiei că partenerul meu Andreas Brehme a murit brusc și neașteptat în această seară, în urma unui stop cardiac. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile și să vă abțineți de la a pune întrebări.